ajuns în zona de nord a Brașovului, exact lângă Biserica Sfântul Bartolomeu, și cred că e important să vorbim și de biserica aceasta, fiindcă oricât de greu ar fi de crezut, aici a luat ființă Brașovul ca așezare. Impresionant! Da! Vorbim de o biserică ce datează, e cea mai veche din tot Brașovul, de altfel monumentul cel mai vechi din întreg Brașovul, și datează din prima jumătate a secolului al XIII-lea. Avem iară coincidența cu Teutul, mă rog, nu e o coincidență, avem prezența teutonilor, avem prezența cistercienilor din nou. Oricât, de unde știm în primul și în primul rând că aici s-a creat Brașovul prima dată? O biserică de această talie nu ar fi putut să fie niciodată în exteriorul comunității. La toate etniile, nu doar la Saș, biserica tronează în centrul orașului sau al satului, fiindcă de biserică se leagă prestigiul comunității și mândria comunității și, până la urmă, stâlpul de încredere. Da? Prin urmare, aceasta a fost prima, aici s-a așezat prima dată populația de coloniști aduși de teutoni care au înființat orașul Brașov. Doar că, vedeți, se află într-o zonă vulnerabilă, cumva deschisă, în afară de micul deal de alături dealul Sprenghi, altă formă naturală de apărare nu există. Ne dăm seama că invazia de la 1241 exact, a afectat foarte tare și zona aceasta. Mai da. Mult decât invaziile și faptul că erau într-o zonă vulnerabilă, se mai întâmpla ceva în afară de acestea. Inundații frecvente, pentru că atunci când se umflau toate pâraele care aduceau și colectau apa și zăpada din munți, topită din munți. Veneau din special tot. În zona exact. Asta. Noi avem documentat și pentru Biserica Neagră că la un moment dat, într-o situație de inundație, apa depășea nivelul genunchiului și puteai să pescuiești în Biserica wow. Neagră. Nu mai venea și aici inundat toată zona asta. Așa că încă nu s-au pus istoricii de acord asupra unei date fixe în care s-a produs această mutare a locuitorilor de aici către zona unde astăzi se regăsește centrul vechi, așa cum îl știm noi. Oricât se presupune că undeva în a doua jumătate de secol al XIII-lea se vor fi supărat sașii și s-au mutat un pic mai la deal, de data aceasta stabilindu-și noua așezare mai strategic, așa, mai pragmatic, între muntele Tâmpa și dealul Romurilor. Dealul pe care se regăsește Turnul Alb și alături se mai găsim și Turnul Negru. Și se chema Romuri pentru că acolo se albeau pânzeturile fixate pe niște rame din lemn numite Romuri. Ăsta este motivul. Dar Biserica Sfântul Bartolomeu sau Biserica celor trei orfane, conform unei legende, trei orfane și-ar fi donat tot avutul bisericii cu condiția să fie înmormântate undeva în interiorul bisericii sub altar. Trebuia să cunoaștem și locul. Inițial o biserică catolică, dar, desigur, odată cu reforma, aceasta va deveni o biserică luterană de asemenea. Că se mai păstrează obiceiul de a sărbători hramul bisericii, deși protestanții nu mai fac asta. La sfârșitul lui august se fac niște procesiuni așa de Sfântul Bartolomeu. Foarte drăguț. În ceea ce privește dealul de lângă noi, ăsta a intrat în istorie cumva. Avem acolo, da. Dealul Sprenghi. Se știe că pe dealul acesta, atunci când Vlad Țepeș are un conflict cu sașii din Țara Bursei la 1457, conflict cauzat de rațiuni comerciale, mai degrabă, încălcarea unor înțelegeri comerciale. Ei bine, Vlad Țepeș va sosi până aici cu o armată, va incendia Biserica Sfântul Bartolomeu și va pedepsi destul de aspru pe sașii care nu respectaseră acordul comercial încheiat cu el și își desfăcuseră produsele pe piețele din țara românească, dar în locuri în care nu aveau permisiune să facă lucrul acesta. Pe acest deal se pare că au fost trași în țeapă o mulțime de sași și de aici și cumva din cauza comportamentului său crud față de sași, de aici vor porni rădăcinile legendei care mai târziu o să dea naștere acestei o întreagă mitologie a vampirului, da, însetat de sânge, etc. Fiindcă sașii, în virtutea
contactului foarte apropiat pe care îl aveau cu Europa Centrală și de Vest, vor răspândi cu mare ușurință tot felul de zvonuri malițioase, tot felul de povestioare, de cântece. La un moment dat vor circula și niște reprezentări grafice. Ceva mai târziu vor comanda și tipărirea unei colecții de povești care îl prezintă pe Vlad Țepeș într-o formă, într-o lumină foarte, foarte, foarte proastă, așa, da, ca un tiran însetat de sânge. De fapt, toate aceste povești îl prezentau cumva ca o creatură, așa, mai mult animal decât om, întotdeauna cu pete de sânge la gură. Prin urmare, de aici vor porni rădăcinile mitului lui Dracula.